Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Prieteni, cred că trebuie să vorbim un pic despre... Să începem să vorbim, că cred că o să o ținem luni la rând cu asta, despre ce o să urmeze la iarnă, cu gazele tăiate de la ruși. 0372069599, numărul nostru de telefon, o să avem câteva minute și vă așteptăm. Probabil că ați auzit deja la știri că rușii au oprit gazele pentru europeni, până când europenii, adică Uniunea Europeană, va ridica sancțiunile împotriva Rusiei, sancțiunile aplicate după ce Rusia a atacat și a invadat Ucraina. Deci rușii au oprit cu totul gazele. Mă și mir că le-a luat atât până acum, s-au tot făcut, au mai tăiat câte un pic, au mai oprit conductă. Au așteptat friguțul. Vine friguțul ușor și se simte. Da. Oficialii ruși recunosc acum pe față că vor să provoace o criză energetică în Europa, care speră ei o să mai slăbească sprijinul europenilor pentru Ucraina. Iată ce a transmis, ce a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului ieri. Citez: desigur, viața devine mai grea pentru oamenii și companiile din Europa. Oamenii simpli din aceste țări vor avea tot mai multe întrebări pentru liderii lor. Au și început să fie organizate pe aici, pe acolo, prin capitalele europene, meeting-uri împotriva acestei politici de susținere a Ucrainei. A fost observată și implicarea partidelor proruse, a politicienilor proruși, în fine. Deci asta este situația. Totuși Europa pare să fi pregătit mai bine decât era de așteptat pentru acest șoc. Uniunea Europeană e pe cale să-și atingă obiectivul de umplere a depozitelor de gaz cu 2 luni înainte de termen. Deci depozitele Uniunii erau umplute la aproape 79,4% din capacitate pe 27 august, în condițiile în care Uniunea își stabilise un obiectiv de 80% până la 1 noiembrie. Și România este în avans, îl citesc pe ministrul energiei Virgil Popescu, care spunea zilele trecute, citat de Hot News așa: la 1 septembrie ar fi trebuit să fie acoperită 57% din capacitatea de depozitare totală a depozitelor din România. Suntem deja la 70%, estimăm că în cursul lunii septembrie vom ajunge la minimul de 80%. Continuăm să înmagazinăm. Bun, cu depozitele astea, asta nu rezolvă integral problema. Deci depozitele nu sunt ca să consumi toată iarna liniștit. Depozitele sunt acolo ca să absorbi șocuri de aprovizionare. Adică cu depozitele poți să-ți asiguri o parte, un sfert din consum, cam așa. Și ideea este că dacă sunt întreruperi în furnizarea, în importul gazului din alte părți, atunci ai timp, ai acest buffer, cum ar veni. Și țările europene au acest buffer sau vor avea acest buffer în timp ce importă gaz lichefiat, fie din America. America a ajuns să exporte în Europa mai mult decât dădeau rușii, fie din Africa, fie din unele țări scandinave. Una peste alta nu va fi ușor. Deci trebuie să ne pregătim pentru asta, nu va fi ușor. În primul rând, din punctul de vedere al prețului, piețele sunt foarte nervoase, sunt pline de nervozitate și de aceea prețul gazului și al energiei are variații foarte mari. Mai mult ca sigur că guvernele europene vor trebui să ofere compensații cetățenilor europeni, pentru că altfel nu se va putea. Și cine știe, s-ar putea să apară, habar n-avem, e o situație cu care nu ne-am mai confruntat de zeci de ani. În România mai erau probleme de genul ăsta cu aprovizionarea cu gaze pe vremea lui Ceaușescu. S-ar putea să apară și unele probleme în furnizarea gazelor. Iar România, mă rog, noi, spre deosebire de nemți, de exemplu, stăm mult mai bine. Adică noi avem propria noastră producție de gaze, s-au deschis și exploatările din Marea Neagră, mă rog, au început exploatările din Marea Neagră și gradul nostru de dependență față de importuri este totuși semnificativ, de 20%, deci nu e chiar așa mic. Una peste alta, probabil că în caz de ceva, primele care vor... mă rog, se vor confrunta cu raționalizarea gazului sau cu reducerea ale furnizării, vor fi firme, adică, mă rog, zona industrială va avea prima de suferit, cetățenii vor fi ultimii. Dar nu va fi simplu, asta este clar. E o dependență construită, din păcate, de europeni, pentru ei înșiși, în primul rând din cauza politicilor germanilor față de ruși, e o dependență construită în zeci de ani.
Și va fi foarte greu ca Europa să se desprindă de dependența asta de furnizarea de gaz din partea unei țări care, iată, este o țară agresoare și invadează o altă țară europeană. Dependența asta trebuie ruptă, însă probabil că va fi complicat. Nici pentru ruși, să știți, jocul nu e prea simplu. Oprirea exporturilor obligă Europa să se desprindă de dependența de gazul rusesc, dar dacă gazele nu mai pot fi exportate de către ruși, ei vor depozita cât vor avea de depozitat. Înțeleg că depozitele sunt și la ei pline cam 90%, după care puțurile vor trebui închise sau gazul ars pur și simplu. Redeschiderea costă. Iar alte țări, cum ar fi China sau India, vor cumpăra la prețuri mai mici, ce este suplimentar, printr-o infrastructură de transport de gaze care e mai subțire decât ce există pentru europeni. Deci ca să exporte mai mult către China, trebuie să construiască infrastructura nouă, probabil că o vor face, va dura timp, va costa bani și așa mai departe. De altă parte, și cu piața asta a gazelor. Când Europa nu mai cumpără de la ruși ce e de cumpărat, atunci și cumpără China, atunci în altă parte există un surplus care va ajunge în Europa. Deci există un principiu al vaselor comunicante aici. Are pe unde? Europa? Are pe unde să ajungă gazul în altă parte? Și asta este o problemă, într-adevăr, pentru că terminalele pentru recepția de gaz lichefiat din Germania, de exemplu, sunt prea puține. Sunt niște conducte care sunt în construcție pentru importul din zone africane, de exemplu, din Nigeria. Nu va fi atât de simplu tehnic cât era importul de la ruși, dar din punct de vedere politic și al independenței față de gazul rusesc, asta este soluția corectă și probabil că și Europa va fi forțată să-și caute alternative și să treacă la alte forme de exploatare a energiei în sfârșit, așa cum trebuia să o facă de mult. Bun, asta este expunerea, a fost foarte lungă, dar ce trebuie să înțelegem este că vom avea o iarnă dificilă și întrebarea pentru voi este: ce părere aveți de această situație? Ce credeți că este de făcut? Ce urmează pentru noi? Ce ar trebui să facem noi? Ce așteptăm de la autorități să facă? 0372069599. Ca să vă întreb mai clar, credeți că ar trebui ca Europa să renunțe la sancțiunile împotriva Federației Europene, astfel încât să revenim la importul de gaz rusesc și să stăm liniștiți? Sau credeți că cu orice cost, cu suferințele necesare, ar trebui ca această politică de izolare de către Europa a Rusiei să continue și să trecem probabil printr-o iarnă sau două, sau cine știe, poate chiar mai mult, mai dificile, printr-o recesiune, ca să ne rupem de dependența asta, și ce ar trebui să facă guvernul. 0372069599. Apropo, și vă gândiți să tăiați gazul la iarnă, la voi în case? Acum depinde dacă avem și o, vom avea parte și de o iarnă de aia, da, groasă, ca să zic așa. Păi cu... parcă văd că o să fie ca un făcut, știi, nu ninge de ani de zile, anul ăsta parcă văd viscol, gerul. Adică iarna trecută am trecut așa, da, fluierând, știi, mai dădeai drumul la gaze, dacă bătea soarele, parcă le dădeai un pic mai încet. Da, exact, a fost chiar, ia uite ce frumos. Da. 0372069599, să vorbim un pic despre subiectul ăsta, prieteni, și mesaje pe WhatsApp, mesaj audio, dacă vă e mai simplu, 0728 3-1, 3-2 pe WhatsApp. Așteptăm. Europa FM, 7:48. Deci rușii au oprit gazele pentru europeni până când aceștia vor ridica sancțiunile aplicate Rusiei după invadarea Ucrainei. Oficialii ruși speră, e pe față, să provoace o criză energetică în Europa. Mă rog, chestiunea asta mai poate fi văzută dintr-un unghi, înseamnă că pe ruși chiar au început să-i usture sancțiunile. Adică dacă sunt atât de disperați încât încearcă să provoace o criză energetică și să scape în felul ăsta de sancțiuni, bă, frate, înseamnă că astea chiar au efect. Ce facem noi? Pentru că și noi în România vom simți această decizie a rușilor. 0372069599, vă așteptăm. Vă rog. Intrăm în direct cu Alin, bună dimineața. Bună dimineața, Alin. Bună dimineața. Salut, Alin, te rog. Este pentru prima oară când intru în direct și am puține emoții. E ok, te auzim. Numai să vorbești la microfon, că te auzim cam slab. Te rog. Da. Dar aș spune că trebuie să îndurăm un pic. Vedem ceea ce se întâmplă în Ucraina. Este ceva tragic. Nu știu dacă toată lumea poate să-și dea seama ce se întâmplă acolo.
Și aș spune că trebuie să îndurăm un pic, trebuie să îndurăm. Și noi românii chiar am îndurat. Albanii 90, chiar a fost frig în casă. Eu sunt în București și temperatura în casă pe timp de iarnă n-ajungea la 15 grade pe vremea aceea. Da, confirm, și nu ajungea, erau și 13 grade. Alin, poți să te întrebi, ești căsătorit, da, ai copii? Nu sunt căsătorit, n-am copii. E simplu să vorbești, Alin. Ia gândește-te că ai avea doi copii mici și ar fi în casă 13 grade. Ce-i face? Ce-aș face? Dacă stau să mă gândesc bine, aș scoate plasma de la bunica. Mm-hmm. Bine, Alin, mulțumim frumos. Mulțumim, să ne mai suni. Trăim și vedem. Da, Alin, mulțumim tare mult. Adrian, bună dimineața. Salut, Adrian, te ascultăm. Bună dimineața. Te rog. Problema nu cred că e chiar atât de simplă, încât să se reducă doar la o simplă întrebare. Ok. Ce părere aveți cu gazele? Cineva spunea cândva că economicul dictează politicul. Uh-huh. Data asta se pare că politicul dictează și el economicul. Ok. Din punctul meu de vedere, războiul ăsta nu și avea niciun rost. Poporul ucrainean nu trebuie să treacă prin ororile care le trece. Dar tot așa de bine, cred că nici românii n-ar trebui să treacă sau ce va urma, să treacă prin ce va urma. Uh-huh. Eu sunt mai naționalist așa și mai mă gândesc și la partea că și ucrainii ar fi trebuit să se gândească un pic la noi. Au totuși niște teritorii de la noi. Ok. Problema asta ar trebui să o rezolve tot politicienii și ar trebui să o rezolve și în favoarea acestui popor. Știi, asta... Problema asta cu teritoriile... Bun, e un subiect foarte sensibil și delicat în România. E foarte sensibil, da, așa și este. O să spun ce... Este foarte sensibil și delicat în cea mai mare parte a Europei. Asta este o cutie a Pandorei. Dacă putem să discutăm despre asta într-o dimineață, dacă vreți. Ok, ucrainienii au niște teritorii de la noi, pentru că noi am stăpânit acele teritorii înainte de cel de-al doilea război mondial. Bun. Există cel puțin o țară care se învecinează cu noi, care va spune, sau care ar putea să spună, dar și noi am avut niște teritorii în România, nu? Adică, dacă voi le-ați primit pe alea, noi de ce nu le primim pe astea la alte? Deci, există niște motive foarte serioase pentru care arhitectura de securitate europeană impune recunoașterea granițelor actuale. Dacă deschizi cutia asta Pandorei, ajungi într-o situație de la începutul celui secolului 20 sau de la jumatea secolului 20. Nu este o discuție de purtat. Iar cea mai bună metodă descoperită de europeni pentru a rezolva această problemă a teritoriilor care s-au tot plimbat pe la diferite țări se numește Uniunea Europeană și spațiul Schengen, în care, știți, granițele sunt virtuale și oamenii au drepturi și au dreptul să vorbească în limba proprie și să-și apere cultura proprie și așa mai departe. Ucraina nu e membra Uniunii Europene, cum nu e nici Moldova. Dar dacă ar fi, ne-ar mai interesa atât de mult? Hai să luăm și un mesaj, două, și revenim la cei care așteaptă să intre în direct. Cred că sub nicio formă nu trebuie să cedăm șantajului Rusiei. Trebuie să fim tari și pe poziție și să-i scoatem din schemă în așa fel. Trebuie să rezistăm, că altfel nu avem ce face. Dacă cedăm acum, tot timpul va folosi chestia asta cu robinetul. O zi bună, Lucian. Mulțumim, Lucian, foarte bună intervenție. Mulțumim. Bună dimineața, Marius din Ploiești. Salut, Marius. Dacă resursele strategice, ca să zic așa, pe timp de război, erau ale țării, da? Și nu le privatizam. Eu n-am nimic cu privatizarea, dar acum statul făcea legea. A putea să le dea și degeaba la populație. Dar asta e, băieții deștepți au lucrat și noi lucrăm pentru ei. O zi bună! Da, știu și această atitudine. În primul rând că resursele acestea strategice nu le-a luat nimeni în spate să plece cu ele din subsol. Ele sunt în continuare ale statului român. Dreptul de exploatare este acordat unor companii care au tehnologia necesară pentru exploatarea resurselor respective. Și în aceste companii, statul român are proporții importante, deține acțiuni importante. Mă rog, statul român, cine e voiat să exploateze? Adică Ministerul Energiei, vedeți pe funcționarii de acolo sau cine?
Gândiți-vă că mai e nevoie și de tehnologie pentru asta. Statul român nu deține tehnologia asta. Dan, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Da, mie mi se pară tot foarte puierile sancțiunile astea împotriva rușilor. Nu înțeleg cum le afectează economia, adică rubla a crescut, nu știu dacă lumea știe, unul la mână, doi la mână, Rusia mai are și alți vecini care să o ajute cu lipsurile pe care credem noi că, mamă, le instituim și așa. Deci, cred că chestia asta doar ne face nouă rău și cam atât. Dar ca o soluție alternativă și ce ar putea să facă statul să se promoveze, să educe puțin populația să investească în surse de energie. Avem, spre exemplu, nuclear electrică. Lumea, de ce nu știe mai mult să cumpere acțiuni la bursă, să primească dividende și chestii de genul? În timp, dacă mai mulți oameni contribuie la chestia asta, au și ei de câștigat, are și sistemul energetic de câștigat, e un win-win. Adică mulțumesc. Avem 30 de ani de libertate capitalist când învățăm și noi. Da, e foarte bună observație, corect. Asta cu rubla care a crescut, sigur, a crescut cum creștea leu în fața dolarului pe vremea lui Ceaușescu. Rubla este controlată și acolo nu mai este o piață liberă. Dacă vreți, puteți să investiți în rublă, că înțeleg că vă place să investiți la bursă, puteți să încercați să cumpărați ruble dacă vi se pare că este o monedă de viitor. Mulțumesc mult pentru telefoane! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.